Psalmul 12. Vino în ajutor, Doamne, cât se duc oamenii evlavioși, pierd credincioși între fiii oamenilor. Oamenii își spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. Nimicească Domnul toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie. Pe cei ce zic, suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi și ne-ar putea să fie stăpân peste noi. Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem. Acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor asupriți. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățat de 7 ori. Tu, Doamne, îi vei păzi, îi vei apăra de neamul acesta pe vecie. Pretutindeni mișună ce răi, când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor.